pare că protestul rezist să cam stinge. Dacă și duminică seara vin atât de puțini oameni, înseamnă că mafia și-a făcut efectul prin jandarmi, prin amenzi, prin păcăleli. I-au speriat pe oameni, i-au lehămetit. Și vedem că la București, chiar și duminică seara, sunt mai puțin de 100 de oameni la ora 9, când trebuie să se cânte imnul. Oamenii se pare că nu simt pericolul deturnării, capturării statului de drept. Și Alex stea în casă să protesteze la bucătărie. Și România e stat capturat. Pușcărie! La democrație! Toți stau la pușcărie!